Această florărie abandonată se află în sectorul 6 pe un trotuar intens circulat, în apropierea campusului studențesc Leu. Peste drum, alte două tonete inestetice. Mie nu-mi place și nu, cred că nu place la 90% din populație. Nu vedeți în ce hal ești, nu este, e locul potrivit aici, unei trafic? E curat. În sectorul 6, primăria a făcut un concurs de proiecte și a ales un singur model de chioșc pe care vrea să-l impună tuturor comercianților. Unul singur costă în jur de 14.000 de euro. Aș zice că deocamdată e cam mult, dar eu știu, poate le mai păsuiește când o să fie cu plata sau cu aia. Dar, într-adevăr, chioșcurile trebuie schimbate, că uitați cum arată ăsta, de exemplu. Prețul pentru aceste chioșuri să fie suportat de cei care au acest business. Vom veni cu un mecanism de contare pe un interval mai lung de timp, astfel încât oamenii să-și poată permite. Din cele 200 de tonete din sectorul 6, o treime sunt amplasate ilegal. Chioșcuri degradate sunt însă pe trotoare în tot Bucureștiul. Multe nici măcar nu sunt racordate la utilități. Este oribil și mai ales în zona asta, care e foarte circulată și ar trebui să fie mult mai aspectoasă în centrul Bucureștiului, buricul Bucureștiului. Potrivit ultimelor date, pe trotuarele din sectorul 2 existau numai puțin de 350 de tonete. Până la această oră nu știm câte dintre ele sunt amplasate ilegal. Un lucru neplăcut, odată că sunt anoste, odată că nu e o politică efectivă, o strategie, și se vede, de amplasare. Aș vrea să văd o strategie de spațiu urban în care cetățeanul să se simtă confortabil. Până când problema chioșcurilor nu va fi abordată unitar de toate primăriile din capitală, aspectul Bucureștiului va fi același, spun arhitecții.